La toamna horticolă bucureșteană, un eveniment extrem de important pentru horticultori, dar până la urmă și pentru bucureșteni, este prezent și Institutul de Legumicultură și Floricultură, Cercetare, Dezvoltare, Legumicultură și Floricultură de la Vidra. Alături de noi este doamna doctor inginer Egicuța Zbârcioc și vă mulțumesc pentru acest lucru. Bună ziua și bine ați venit la standul nostru, bine v-am găsit și bine ne-am întâlnit pentru prima dată live, ne știam doar la telefon. Cu ce produse la acest stand? O parte doar din rezultatul muncii noastre. În general, institutul și stațiunile care se află în coordonare științifică de data aceasta, în anii anteriori se afla și în coordonare financiară, am produs soiuri și hibrizi de legume din diferite specii pe care le-am înregistrat, le-am brevetat și le avem în catalogul național al soiurilor de cultură din România. O parte din, și de la care producem sămânță, o parte doar, o mică parte din aceste creații se regăsesc în standul în fața căruia ne aflăm în acest moment. Produsele exemplifică pe viu munca atât a Institutului de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultură Vidra, cât și asta celor trei stațiuni, Bacău, Buzău și Iernut. Deci e munca comună a tuturor. Nu și numai. Iată rezultatele. În primul rând, haideți să vorbim despre acești doi gogoșari care arată foarte, foarte bine. E, să spun eu, soiul care ne reprezintă pe noi cei de la Vidra în acest moment. Este un soi de gogoșar omologat în 2012, dar care este cel mai solicitat pe plan național la ora aceasta dintre toate soiurile care s-au obținut până în acest moment în țara noastră. Vorbesc de soiurile obținute în România, nu de cele aduse din afară. Este un soi care se caracterizează printr-un gust echilibrat, deosebit, o grosime a pericarpului, o să sacrific unul chiar dacă e la expoziție, care ajunge până la 12 cm și care îl recomandă atât pentru consum în stare proaspătă, cât și pentru consum pentru industrializare, pentru atât pe scară mare, cât și pentru micile gospodării. Este soiul preferat inclusiv de fabrici de conserve la ora actuală. Am avut multe telefoane primite din diferite zone din țară și mi s-a spus: doamna director, ajutați-ne, vă rog, cu sămânță, pentru că este soiul pe care îl acceptă fabrica cu care avem contract și la care livrăm legumele din cultura noastră, spuneau legumicultorii. Soiul are, cum vă spuneam, o grosime remarcabilă, are un gust foarte echilibrat și îl face în același timp atractivă și culoarea. Este un roșu vișiniu, roșu închis spre vișiniu. Rezistă foarte mult conservat, spre deosebire de unii hibrizi aduși din străinătate, care pot să fie mai productiv ca și cantitate decât soiul Asteroi 204 și care au endocarpul, pericarpul foarte subțire. Grosimea lui îl face să nu se strice odată introdus în oțet. Celălalt, având pericarpul foarte subțire, rămâne deja doar... Se împrăștie în borcan până exact, la urmă. Exact. Da. Noi, solicitările sunt foarte mari. Scrie la semințe încep undeva în ianuarie, când începem să vindem sămânța obținută. De exemplu, în acest moment avem peste 235 de kilograme deja pe lista noastră pe care o deschidem la fiecare început de an. Încă primim telefoane din toată țara și încă vom primi în continuare. Ne rugăm la Dumnezeu să putem să obținem cantitatea. Să onorați comenzile. Da, ținând cont de faptul că cel puțin pentru Ardea a fost un an foarte, foarte dificil. În iunie, când aveam nevoie de căldură ca să pornească în vegetație odată plantată, au fost ploile și temperaturile reduse care l-au făcut să stea pe loc. În începutul lui iulie au debutat brusc căldurile care deja i-au stopat creșterea și nu l-au ajutat. În plus, nu a plouat la noi în zona de sud a Bucureștiului, a plouat doar la începutul septembrie, 24 de litri în 4 zile, ceea ce e ca și cum n-ar fi plouat deloc, nesemnificativ. Aceste semințe de gogoșari
În momentul de față nu le aveți, a spus că din ianuarie începe să faceți. Din ianuarie, în acest moment încă recoltăm, încă se extrag semințele din fructele, se decapează, se desprind de pe receptacul, se usucă, merg apoi la un aparat PET care condiționează cele seci ca deoparte, se împachetează, se uniformizează lotul, se împachetează, facem cerere către laboratorul central de certificare a materialului semincer și al semințelor și aceștia vin, ne ridică probe din semințe abia după ce probele ies corespunzătoare, deci peste 65 germinația, dar noi tot timpul tindem la o germinație, o energie germinativă cât mai mare și o facultate germinativă la fel destul de ridicată, abia după ce primim certificatul de calitate de la laboratorul central începem comercializarea semințelor. Deci comercializarea practic se face undeva spre sfârșitul lui ianuarie, jumătatea 15-30 ianuarie, în două săptămâni de zile noi nu mai avem nimic din sămânța acestui soi, pentru că fiind deja, cum s-ar zice, vândută fără bani înainte de a o produce, e foarte ușor să o... Am ales, doamnă doctor inginer Gicuța Zbârcioc, două dintre, ne-a fost și foarte greu să facem acest lucru, două dintre legumele pe care le-a produs Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultură și Floricultură de la Vidra. Printre ele este și această vânătă albă, care nu prea este, cum să spun eu, încă nu ne-am obișnuit cu ea să vedem pe tarabe. Încă nu ne-am obișnuit. Este primul soi de vânătă de culoare albă obținut la Institutul Vidra și din țara noastră, omologat și brevetat în țara noastră. Bine, acum e pe terminate cultura și e un fruct mai nereprezentativ. Este într-adevăr mai afânată pulpa, mai bună decât, aș îndrăzni să spun, decât vânăta clasică. La fel cum o linie de perspectivă, uitați, foarte, e, încă lucrăm pe ea la cercetare, în cadrul laboratorului de ameliorare, deși la prima vedere ți se pare ciudat ce fel de vânătă este, te atrage doar culoarea, dar nu ești tentat, are gustul deosebit. Pulpa foarte afânată, mult mai bună, depășește gustativ pe vânăta clasică. Sperăm cu timpul să prindă și cele două noi varietăți, noi soiuri de vânătă, așa cum s-au obișnuit și cu vânăta clasică de culoare închisă. Doamna Gicuța Zbârcioc, suntem aproape de, chiar dacă ne mai despart 3 luni până la sfârșitul anului, recoltarea e aproape încheiată, să spunem, la dumneavoastră. Mai recoltăm încă. Mai recoltați, dar rugăm să nu cadă. Puteți să faceți o idee cum a fost 2021 până acum? Un an greu. Greu, așa cum vă spuneam, nu a plouat. Nu a plouat atunci când ne-am dorit, a plouat în iunie când și nu trebuia. De căldură când nu trebuia, nu a plouat în iulie, nu a plouat în luna august, temperaturile au fost excesive, a cerut un volum enorm de muncă, inclusiv irigarea pe timpul nopții, noi nu suntem legați la Sistemul Național de Irigații, irigăm dintr-un puț, asistat permanent de unul din oamenii noștri, deci a fost o muncă imensă, dar suntem obișnuiți cu greutățile, nu e prima dată când ne întâlnim an dificil, nu e prima dată când ne întâlnim cu dificultăți, așa cum se știe, până în 2017 cercetarea nu a primit finanțare absolut deloc, n-am supraviețuit pe surse proprii, proiecte și semințele pe care le produce și pe care le comercializăm, dar trecem cu bine și peste anul ăsta și peste următorii care vor veni.